La Casa Studenților din Craiova s-a deschis pe 16 septembrie Centrul de Tineret, inițiativa a trei organizații non-guvernamentale, Asociația Națională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România, Asociația Națională de Sprijinire a Tineretului Ecologist din România și Asociația Explorator. Fiecare dintre aceste organizații non-guvernamentale are o experiență de cel puțin 8 ani în proiecte de voluntariat pentru comunitate și cu sprijinul Casei Studenților din Craiova au creat un spațiu atât de necesar tinerilor. Am reușit să plantăm o sămânță, ne vom îngriji să o dăm, să primească soare, să primească voie bună din partea tuturor celor care își doresc să desfășoare activități de voluntariat alături de noi și în proaspătul nostru centru de voluntariat. Casa de Cultură a Studenților a susținut și susține în continuare voluntariatul. Prin voluntariat n-aș vrea să înțelegem voluntariatul așa cum însemna el înainte de 90 sau imediat după. Voluntariatul este o activitate pe care o faci pentru tine în primul și în primul rând, o activitate care o faci pentru oamenii de pe lângă și timpul care poate pentru unii pare pierdut, de fapt și de drept reprezintă un mare câștig pentru cel care îl dedică acolo unde își dorește și acolo unde se simte împlinit făcând activitățile respective. Am adunat tinerii din comunitate, atât tineri tipici, cum le spunem noi, și tineri cu diverse dizabilități, în speță tineri cu tulburare în spectru autism, de ce au ei nevoie. Și practic acest centru a luat naștere în urma nevoilor lor, un spațiu în care să se întâlnească, un spațiu în care să poată să găsească resursele de care au nevoie, deschiderea de care au nevoie și să dezvolte singuri proiecte pe care ei și le doresc. Nu doar un spațiu în care să se dezvolte așa proiecte cu și despre tineri, fără tineri. Știu că ați fost chiar la asociația lor, la ANCAR, și ați desfășurat acolo un proiect de amenajare interior-exterior. Cu ce ai rămas în urma acelei experiențe? Experiența de lucru cu ANCAR este tot timpul una care mă îmbogățește atât pe plan profesional cât și personal, să văd oameni atât de dedicați și de implicați în comunitate. Cu ce am plecat de acolo, că se poate. Dacă dorim, se poate și integrare socială, se poate și să atragem tinerii, se poate să avem și impact la nivel de comunitate. Drept urmare, ușor-ușor, în urma centrului, începem proiectul de anvergură Craiova, capitala tineretului, și strategia locală care este în dezbatere în momentul de față astăzi la Facultatea de Mecanică. Deci cu ce am plecat e cu forțe proaspete de muncă. Cu ce venim acum, astăzi, în întâmpinarea tinerilor, sunt mai multe proiecte. Avem așa, proiecte cu voluntari din alte țări, dar și voluntari români în asociere, pentru că sunt proiecte ISC, European Solidarity Corps, care ne permite includerea și a tinerilor români în proiecte, ceea ce este o noutate. Proiectele sunt, vom organiza un super maraton destinat susținerii nevoilor persoanelor cu nevoi speciale, se va întâmpla luna decembrie, se numește The Race for Tolerance. Vom avea un proiect, îi spunem noi, gândindu-ne la ceilalți, Think About the Others, în care organizăm o campanie de donare activă și vom renova o școală din mediul rural, ceea ce ne mândrește foarte tare că am reușit să găsim și beneficiari și persoane, să creăm un motor încât să reușim să îndeplinim lucrul acesta, și vom fi prezenți în 7 școli craiovene și licee. Ca și indicator estimăm undeva la 1000 și ceva de tineri care vor afla de noțiunea de voluntariat și de centrul nostru. Ne dorim ca de acum cât mai mulți tineri, cât mai mulți studenți, copii să vină, să ne calce pragul și să reușim să facem cât mai multe activități pentru ei, cu ei, împreună cu ei. Cam asta este ce ne dorim cel mai mult. Acum le-am dat posibilitatea, le-am oferit încă un loc în care să vină să-și petreacă timpul și sperăm să fie deschiși la ce le propunem noi. La inaugurarea Centrului de Tineret de la Casa Studenților a participat și Vlad Dediu, președintele Uniunii Naționale a Studenților din România, care a descoperit voluntariatul pe când era elev de liceu. Voluntariatul pentru anumite persoane înseamnă acel lucru de a da înapoi ce ai primit tu.
iar pentru alte persoane, ca și mine de altfel, înseamnă pur și simplu o pasiune. Nu fac voluntariat pentru că trebuie, nu fac voluntariat pentru că mă obligă cineva, fac voluntariat pentru că așa simt. Așa am simțit mereu, fac voluntariat din clasa 9 și întotdeauna am vrut să mă implic în dezvoltarea comunității din care am făcut parte. Un mesaj pentru tinerii care încă n-au experimentat voluntariat. Cred că cel mai bun mesaj ar fi de a încerca, în primul rând, și să nu ia părerile celor din jur care spun că poate voluntariatul nu le este de folos. Voluntariatul este cel mai bun lucru care li se poate întâmpla.